aș vrea să vă prezint pe scurt despre activitatea de plângere de informații turistice în scopul creierii Centrului Național de Informații și Promovare Turistică Botoșani. În primul rând, colegia inventarierea informațiilor turistice reprezintă o etapă esențială în strategia de marketing turistic și, în același timp, o bună cunoaștere a ofertei turistice este absolut indispensabilă pentru promovarea și vânzarea unei zone geografice. Pe de altă parte, inventarierea informațiilor turistice constă în recensământul resurselor turistice dintr-un areal, cunoașterea și evaluarea acestora cantitativă și calitativă. Toate aceste informații vor permite o bună cunoaștere a arealului pe care Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Botoșani va promova, respectiv municipiul și județul Botoșani, în vederea unei bune consiliere și informarea turiștilor, precum și o bună cunoaștere a zonelor turistice învecinate, așa cum se vorbea, respectiv județele Suceava și Iași. Totodată va permite o bună animare a atracțiilor turistice, o identificare calitativă a ofertei turistice, dar și sprijinirea acestea în vederea creșterii calității în acord cu exigențele cererii, precum și o bună poziționare a arealului turistic în strânsă legătură cu identitatea sa. Ca zone geografice vizate, așa cum vorbeam, se au în vedere ca zona principală municipiul și județul Botoșani, precum și zonele secundare, respectiv Bucovina și județul Suceava și municipiul și județul Iași. Informațiile turistice vizează cu privire la municipiul și județul Botoșani o serie de date geografice, date despre climă, istoric, populație, date despre obiectivele turistice naturale, date despre obiectivele turistice antropice și enumerăm aici zone și străzi istorice, mănăstiri, biserici, schituri, cimitire, alte locuri de pelerinaj, case și muzee memoriale, monumente istorice, parcuri, grădini publice, o serie de locuri care amintesc de personalități culturale, istorice, politice sau care pot fi asociate unor evenimente istorice, elemente de folclor și artă populară, gastronomie. Pot fi colectate o serie de informații cu privire la aceste obiective și se referim aici la un scurt istoric, informații despre titlul locașelor respective, evenimente importante care pot fi asociate obiectivelor, particularități de interes pentru turist, pentru turiști, de exemplu, în cazul bisericii în Spania, în exemplu, la îndemână, este asociat cu Eminescu, întrucât este locul unde poetul a fost botezat. Se au în vedere coordonate, precum denumire, adresă, completă localizare, date de contact, modul de acces și gradul de dificultate a accesului, tipul de instituție și programul de lucru, activitățile gratuite, facilități oferite de instituții. De asemenea, fiecare prezentare va fi la fiecare obiectiv și prezentare se va atașa și fotografii color de actualitate. De asemenea, informațiile turistice vizează instituțiile de cultură, Filarmonica de stat Botoșani, cum ar fi Teatrul Eminescu și altele. La fel, vor fi colectate informații complete despre adresă, o scurtă prezentare, acces, program de lucru. Sunt informații care se repetă la fiecare obiectiv. De asemenea, în categoria informațiilor turistice vom include și informații despre obiceiuri și tradiții specifice zonei, prejurite de o serie de sărbători creștine, populare, meșteri populari și interprete specifice zonei, descrierea meșterului, a meșteșugului. De asemenea, vor fi incluse informații despre structura de primire turistică și vor fi realizate prezentări complete ale acestora, cu informații despre adresă, termina completă, localizare, prezentare, mod de acces, date de dificultate, de asemenea informații. Vor fi incluse în baza informațiilor turistice și informații despre căile de acces, rutiere, feroviare, aeriene, transportul rutier, programul curselor de autobuze, tramvaie, companii de încărcat, companii de taximetre, transportul feroviar și o serie de adrese utile turiștilor, precum instituțiile publice, spitale și unități medicale, pompieri, poliție, salvare, unități de învățământ, farmacii, bănci, case de schimb valutar, poștă, centre comerciale, sfaturi practice și
alte informații. Văd colectarea de asemenea informații minime cu privire la coordonate, date de contact, orare de funcționare. De asemenea, cum vorbeam, cum menționam, informații publice vizează și zonele învecinate județului și municipiului Botoșan, respectiv județul și municipiul Suceava, vor fi incluse în această bază de date și informații cu privire la poziția, la datele geografice despre climă, istorie, populație, obiectivele fizice relevante din municipiul județul Suceava, structurile de cazare reprezentative, site-urile de internet care conțin informații politice oficiale și o serie de structuri de informare și promovare politică și căile de acces. De asemenea, informații despre municipiul și județul Iași, care vizează la fel informații generale de climă, istorie, date geografice, structuri, obiective fizice relevante din municipiul și județul Iași, structuri de cazare reprezentative, site-uri de internet care conțin informații politice oficiale, structuri de informare și promovare turistică, precum și căile de acces. Toate aceste informații vor fi structurate online, sub forma unor chestionare, care pot fi regăsite pe adresa de internet afișată, www.afaceri.ro, în secțiunea proiecte, și care sunt structurate pe mai multe chestionare, mai multe categorii de chestionare. Principalele categoriile sunt următoare: elemente de folclor, hoteluri, instituții de cultură, locuri și personalități, muzee și case memoriale, mănăstiri și biserici, manifestări și evenimente, monumente istorice, meșteri populari, restaurante, teren de sport și stări polivalente. În colegia de informații, în acela de colegia de informații turistice, sunt vizate structurile, obiectivele sau atracțiile cu vocație turistică și care sunt avizat apte sau constituie atracție turistică atât pentru grupuri puțin, în grupuri puțin vizate către Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Botoșan. În alegerea acestor obiective turistice, atracții turistice, se vor avea în vedere o serie de criterii, respectiv se vor avea în vedere acele obiective sau atracții turistice care sunt renumite și reprezentative în conștiința localnicilor sau a populației din țară sau din regiune, care sunt deschise spre vizitare publicului și care sunt și va fi inclus în cazul care există mai multe obiective de același tip, va fi evitate includerea unor obiective similare și va fi făcută alegerea în funcție de posibilitatea de asociere cu mari personalități sau evenimente. De asemenea, se vor avea în vedere la alegerea obiectivelor turistice și gradul de accesibilitate al obiectivului din punct de vedere al rețelelor de transport, gradul de prioritate în primirea turiștilor. Este important ca factor de succes pentru reușita acestei activități, este necesară implicarea tuturor responsabilă și constantă a celor interesați. De aceea, considerăm că doar împreună putem să avem șanse reale pentru dezvoltarea turismului în municipiul și județul Botoșan. Este foarte important și mi s-a întâlnit sprijinul dumneavoastră în completarea chestiunilor menționate, care pot fi regăsite pe pagina de internet și care vor fi trimise de asemenea și pe adrese de mail celor care vor participa la această activitate. Sunt majoritatea câteva reguli de bază cu privire la completarea chestionarilor, care vă rugăm să, de care vă rugăm să țineți cont de completarea lor și să țineți cont că toate informațiile furnizate sunt vitrina noastră. Vă mulțumim și vă dorim succes!